Maladia secolului, boala HIV-SIDA, poate fi ținută în frâu dacă bolnavii primesc la timp medicamentele necesare care vin pe program național prin intermediul Direcției de Sănătate Publică Neamț. Din păcate, și anul acesta a apărut pericolul ca cei 223 de bolnavi din Piatra Neamț și Târgu Neamț să fie în pericol pentru că nu au avut medicamentele necesare ca urmare a neglijenței medicilor infecționiști de a nu fi estimat corect necesarul de medicamente. Solicitarea unor cantități mai mici de medicamente, da? Pentru că s-au solicitat doar pentru luna ianuarie, atunci în octombrie, când spitalul. Noi am oferit un comunicat pe care vi l-am trimis de altfel cu toate amănuntele aferente acestei achiziții care s-a făcut. Și am înțeles că bolnavii aceștia în număr de cât sunt la nivelul județului Neamț? La nivelul județului Neamț rețin eu 223. Așa, ei se află direct în subordinea medicilor de boli contagioase, nu? Da, sunt o parte tratați la Piatra Neamț și o parte la Spitalul Roman. Cei de la Spitalul Roman nu au avut probleme, deci au avut schema completă de medicamente, întrucât la Roman au fost aduse medicamente și pentru luna februarie și după aceea ei și-au adus vaccin și-au cumpărat. Dar la Spitalul Județean au fost schema incompletă. Din câte rețin eu, 100 de pacienți nu au primit schema completă. În județul Neamț există în evidența secțiilor de boli infecțioase un număr de 420 de bolnavi de HIV-SIDA, dintre care 244 de bărbați. Dintre aceștia, 223 sunt în evidența secțiilor de contagioase de la Piatra Neamț și Târgu Neamț și 197 la Roman. Cea mai ieftină schemă de tratament costă 500 de euro, iar cea mai scumpă câteva mii de euro. Reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Neamț susține că vina o poartă medicii de la spitalele respective care au estimat greșit necesarul de medicamente. Problema a fost rezolvată printr-un împrumut făcut de către Direcția de Sănătate Publică Neamț la colegii lor de la Iași. Ultima criză de medicamente necesare tratării HIV-SIDA a fost cea din 2015.